Registrare. Merge. Camera 1, camera 2, bună ziua, prieteni! Așa, vreau să vă salut. Salutare toată lumea, ne adunăm ușurel. Noi cu 35 de milisecunde am întârziat la nivel de webinar, eu îmi cer scuze. Noi suntem gata să începem comunicarea cu voi, să începem tema de azi, care la noi este azi freelancer, mâine antreprenor. Este subiectul care vreau să-l abordăm azi, este subiectul care în principiu este tot mai mult și mai mult popular din două motive, primul fiind că tot mai mulți oameni nu se regăsesc în activitatea lor de zi cu zi, și tot mai mulți oameni vor să se reprofileze, tot mai mulți studenți vor să facă un ban grămadă și decid să mai presteze poate vreun social media, să mămșic. Tot mai multe companii se promovează pe direcția de social media, respectiv domeniul este unul foarte important. Așa, eu vă salut pe toți, așa, Moldova. Haideți să facem acest sondaj. De unde suntem? De unde suntem? Moldova, Chișinău, Briceni, Iași, Galați, Londra, Spania. Scrieți de unde voi sunteți și dați-mi un foc plus inimioar, like and share dacă eu mă aud, dacă totul este ok, dacă legătura este bună, dacă noi suntem pe aceeași undă, pe aceeași undă de comunicare. Salutare, Chișinău, de la Italia, în cești. Arată galbenă, readam, n-a neușezat. Așa, Londra, salutare, Moldova, Chișinău, Londra, Dubai. Inima e acasă. Da, dar eu aș vrea inima mea să și în Dubai, mă, în sensul metaforic, nu în sensul direct. Dar mai gine zis trupul meu, da? Cu sufletul și eu acasă, da, cu trupul pe plajă. Africa? Sergiu, tu ești din Africa sau la Ciocană, dar te pricălești? Bender, în Giulia Transnistria. Salutare, Bender, Cantemir, Fish Africa, SUA, UK. Ca de fiecare dată, toate colțurile acestui frumos glob pământesc. Și în contextul ăsta, pe toți vă salut. Vă promit că în următoarea oră o să discutăm destul de intens despre social media, despre tot ce înseamnă comunicarea în online. Haideți să începem, dacă sunteți gata, dați-mi un plus, agoni, fire, dați-mi ceva că azi eu sunt pus pe șotii, am așa un mood destul de jucăuș. Poate din cauza că n-am mâncat, poate din cauza că e mijlocul de săptămână și e tam în perioada cea mai complexă. Așa, plusuri sunt, noi putem să începem. Începem cu începutul. Mi-a spus Dumitru Talmazan, vreau să vă prezint câteva gânduri despre social media și mai mult ca atât. Despre motivul de ce eu azi stau în fața voastră și pot să-mi permit să fac anumite concluzii legate de freelancing, legate de social media activitate în raport cu antreprenoriatul. Eu lucrez în domeniul digital de 6 ani de zile și activitatea mea a fost de la un asistent freelancer angajat, pe urmă antreprenor, pe urmă speaker, adică a fost o dinamică, cum se zice, samahnizov, din cele mai mici începuturi la nivel de responsabilitate și așteptare și bani și tot ce înseamnă social media. Calea asta a durat 6 ani de zile, calea asta a fost destul de interesantă și calea asta continuă. De ce eu azi o să vorbesc practic ca un soi de concluzie, noi am mai vorbit pe subiectul ăsta, sper mult că cei care au mai fost la webinarul despre freelancing să vedeți o altă latură sau alte detalii. Cei care n-ați fost niciodată, cumva vreau să vă povestesc ce oportunități ar putea fi, ce gânduri pot să urmeze atunci când decizi să lucrezi în social media sau dacă nu lucrezi în social media și angajezi social media manager, un pic să vezi prin ce perspectivă ei privesc toată această industrie, sau noi, mai bine zis, da?
Respectiv, experiența mea este una foarte simplă. Sunt specialist certificat Facebook, sunt certificat MBA, sunt speaker internațional și antreprenor digital. Experiența mea digitală vine din spatele companiilor ASAP Digital Team, este agenția digitală. Talmazan School este compania în cadrul căreia evenimentul voi vă aflați acum. Sunt speaker și în formatul de offline, când era pre-carantină perioada, da? Eram în Business Modest, pe direcția de Facebook Speaker, Universitatea Sinergie. Sunt câteva cifre care practic ar încheia cu una legată de cine este Dumitru Tramazan. Sunt 6 ani de experiență, sunt peste 200 de companii promovate cu compania SAP Digital Team, peste 2-3 mii de absolvenți în cadrul Talmazan School, deja peste 20 de participanți în cadrul Mentor My Business Talmazan School, peste 30 de mii de persoane participante în cadrul evenimente offline și online și peste 300 de mii bugetul pe care îl administrăm în cadrul agenției. Acestea sunt perspectivele care, în principiu, formează părerea mea. Deci, vă spuneam despre mine și cam așa arăta Dumitru Tamazan 10 ani în urmă, când el a început să facă antreprenoriat și freelancing în social media. Am avut agenție de nunți, special.media, și eu făceam pe atunci un mini-vlogging despre sfaturi pentru mirese. Asta era tare, tare, tare de mult. Mă uit la dânsul și știți cum sunt ăștia pe în clasă care tiniri că vâjele, da? Așa și eu. De aceea zic mereu că istoria mea începe cam de aici. Social media cam pornește pe când era moda să faci postări de bună dimineața. Cine ține minte postarea 2013 de bună dimineața, când era moda să faci postări cu elementul de cafelușcă, ceva foarte așa din Google luate, Pinterest poze și pus în partea de content. Cine a prins aceste perioade? Dați-ne ceva aici, plusuri, liniuțe și enter-uri să văd dacă sunt oameni care mai știu ce înseamnă Mircu, care au avut impulsuri și au stat în rând la Mol Telecom în budcă să suni la Chișinău. 2013. Hello, hello. Așa, sunt câteva persoane. Mă bucur că nu sunt eu unicul aici, bătrân și frumos. Așa. Super. Înseamnă că pentru o parte din generația XZ, da? YZ, va fi relevant subiectul de azi. Înainte social media făceam, zic eu așa, pentru că trebuie. Da? Adică nu era un soi de, acum dacă ați fost pe la cursuri sau ați citit prin tot ce înseamnă partea asta de online learning, self-made, a știți că trebuie content plan, trebuie un plan de acțiuni, trebuie postările ordonate, deci tot treaba asta. Înainte așa trebuia. Puneai 5 dolari și te vedeai o jumătate de Chișinău. Făceai postări pentru că cumva așa era un fenomen. Mai rău este că acum sunt cât o parte din oameni încă mai sunt în stadia pentru că trebuie. Și asta e tare trist. De aceea, cam așa arătam eu la nivel de postări, făceam personal branding-ul, făceam content. Și dacă tot vorbim azi despre freelancing și despre antreprenoriat, scopul seriei de azi, pentru cei care s-au conectat și nu înțeleg unde au nimerit, este cumva să vă arăt prin ce trebuie să treacă un antreprenor, un freelancer, ce ar putea să facă, câți bani poate să facă, care este vectorul de oportunități și în ce vectori el poate să migreze. Da? Respectiv, asta poate să dureze o lună, poate să dureze mai mult. La mine asta a durat 6 ani. Și de ce azi cumva vă arăt calea mea, care era mai ieri cam așa. Eu am început pe la Colegiul Național de Comerț, ASEM, Sărată Galben, școala de muzică. Și după care am mers pe 2013-2014, am lucrat ca antreprenor, am început să fac antreprenoriat și să lucrez. Colegi, voi mă auziți? Tot e ok?
Pe cineva îmi spune în colegi că probabil un pic sunetul a dispărut. Spuneți-mi dacă este sunet, parcă ar trebui să fie. Cei care întâmplător să... Da, este sunet, faceți refresh dacă reconectați cei care sunetul nu a fost. Păi iată, și calea mea cumva a mers prin perspectiva de angajat în domeniul marketing PR, ADRA Moldova, era organizația în care primul meu job pe direcție de marketing, primul touch, probabil. După care afacerea sa, special, nu a mers, n-am reușit să o duc până la capăt, a fost nevoit să ies din businessul ăsta. Respectiv, m-am angajat ca social media manager la Niagara Fitness Club. Am lucrat o perioadă bună acolo, ca social media manager. După care m-am angajat la OM, ca... la fel pe direcția de social media și calea mea a mers pe urmă în mici instruiri, a mers ca social media strategy pe direcția de comunicare la Granat și după care a urmat 2018, unde a fost ASAP Digital Team, Reputation House, Talmazan School, Kick Social Work, Yellow Yang, Business Mold, Sinergia și toată calea mea deja a luat un alt vector și de la câteva companii azi noi, cum spuneam recent, putem să afișăm zeci, sute și chiar mii de poze, logotipuri și branduri care am avut parte să le instruim, consultăm, promovăm sau să mergem într-un program de consultanță mai deep, spre exemplu, chiar o parte din logotipuri, cu siguranță le recunoașteți, sunt proiecte care am lucrat noi în direcție de consultanță și lucrăm inclusiv pe programul Mentor My Business. Așa că să pornim la drum pe partea de cale pe care vreau să o descoperim împreună. Câteva perspective pe care vreau să le luați în calcul atunci când vă gândiți la o carieră în social media. Dar vreau să vă întreb, 116 suflete active stau aici, dar voi vă gândiți la o carieră de intrare în social media sau dezvoltare? Scrieți nu dacă deloc nu vă gândiți, pur și simplu sunteți privitor. Scrieți de intrare dacă intrați de-abia în social media sau dezvoltare dacă sunteți și vreți un upgrade. Haideți să-mi dau seama cine este în audiență. Ceilalți care nu scriu, puteți face un stories pe Instagram și tăguiți talmazan.md cu insight-urile care o să le aveți. De intrare, nu. Intrare, dezvoltare. În principiu, practic, mai puțin de nu și mai mult de intrare cu dezvoltare. Plănuiesc, intrare, Roxanda, Aliona, vă văd. Așa, Tatiana, Diana, super. Înseamnă că pentru cei care intră, vă rog frumos, pas cu pas notați ce eu o să vă zic în continuare, pentru că este vital. Mie foarte mult m-a ajutat, eu după a doilea an am început să înțeleg asta și am început să implementez. Dacă vorbesc din 6 ani, 2 ani la mine era un minus. Respectiv, eu pot spun că eu sunt un social media digital strateg sau industrie digitală, pentru mine este în plus doar ultimii 4 ani. Primii 2 ani era un minus total. Respectiv, când noi intrăm, analizăm următoarele direcții. Prima, asta sunt platforme. A doilea sunt forme, a treia sunt responsabilități și costuri, a patra start ca freelancer și produsele pe care noi vrem să le vindem în dezvoltare. Începem noi cu o introducere în calibrarea industriei. Adică când noi vorbim despre partea de social media, vreau să treceți prin agenda cumva fundamentul social media. Da? El spune următorul că social media în Republica Moldova există mai multe rețele sociale. Da, cu siguranță cunoașteți cineva și are, probabil chiar aveți peste tot, cu excepția poate TikTok cineva nu are, sau Twitter cineva nu are, dar în restul ar trebui să fie TikTok, LinkedIn și Twitter, așa, rețele mai specifice. Facebook, YouTube, Instagram, Vkontakte, Adnăclasnici, bănuiesc că asta majoritatea din voi au. Respectiv, primul lucru care voi trebuie să-l faceți este să vă apreciați în care din rețele sociale voi vreți să fiți experți. De ce este important acest punct? E, dacă vreți, un confidence din partea mea.
Primul lucru care am făcut când am început să lucrez în social media, făceam și postări în Adnaclasnici, și în Facebook, și în YouTube, și în Instagram. Instagram nu mai era pe începuturi. Și era Colegium.md, era Hi-Fi, Face.md. Respectiv, erau Ted și Nick. Pe urmă eu am rămas numai gen pe Facebook și Instagram. La fel, făceam efort și prea mult resurse trebuie să cheltui ca să explic la om ce înseamnă tata asta și în ce eu mă percep. Deci primul lucru care eu l-am făcut peste 2 ani de zile de activitate este eu am spus, eu voi fi specialist în Facebook. Deci eu înțelegeam un pic Adnaclasnic, eu înțelegeam un pic Instagram. Și eu când din start am vrut să prestez servicii în ambele direcții, eu m-am gândit la bani. Și m-am gândit, dacă eu o să fac și Facebook, și Instagram, și Adnaclasnici, și restul, respectiv, eu voi, dar la nivel de, nu acum, în comentariu se poate depus, asta trebuie depus, sorry, la noi aici, un moment tehnic, textul dați-mi să-l lipesc, ca mesaj direct. Respectiv, înțelegeam că dacă eu vreau să fac mai mulți bani, eu trebuie să vând mai mult produs. Și asta a fost prima greșeală cea mai mare. Pentru că un lucru important pe care voi trebuie să-l înțelegeți este că oamenii trebuie să știe cu ce tu te ocupi. Dacă tu ești tăcșnică, atunci puțin probabil când ei vor avea nevoie de asta, la dânși în cap o să apară în cutiuță genul Facebook, Talmazan. Așa am gândit eu la început și după ce am realizat că primul element aceste canale de comunicare trebuie să fie realizate exclusiv pe rând. După care ce noi am făcut content, noi am intrat în campanii, după ce am stabilizat partea de campanii, noi am intrat în Instagram, acum noi intrăm în zona de marketing, TikTok-ul încă nu sunt sigur că aș avea ce spune altceva decât ați găsit pe YouTube. De obicei, pe măsură ce căpătăm expertiză într-un domeniu, ieșim cu partea de a instrui acest element. A doilea moment care trebuie să vă întrebați este ce forme și cât costă. Cineva va intra în această piață, cine vrea să intre, sau se va reprofila cine deja este. Prin perspectiva de îmi place, altcineva prin perspectiva de vreau bani. Și vreau să fiți conștienți că astea sunt două căi total diferite. Deci există strategie social media de dezvoltare a voastră ca expert care mâine poate să facă bani și există anumite abilități pe care voi le posedați. Și ele nu întotdeauna poate să coincidă cu ceea ce piața este gata să plătească. Deci când noi vorbim despre partea de forme și cât costă, acestea sunt o parte din forme de colaborare care trebuie să le luați în calcul. Deci noi avem primul element, asta este forma de freelance, in-house și outsource, sunt forme de manifest. Voi puteți fi ca freelancer, voi puteți să vă angajați sau vă puteți crea propria agenție. Sunt trei forme prin care piața azi este conștientă și gata să vă plătească. Pentru cei care de-abia s-au conectat și nu înțeleg ce facem noi aici, freelancing-ul este activitatea unui liber profesionist. Voi n-aveți companie, voi poate aveți patentă, voi n-aveți angajați, voi n-aveți oficiu, voi lucrați ca freelancer, aveți 2-3 clienți, luați 2-300 de euro de fiecare și aveți un 3, 4, 5, 6, 800, 1000, 1500 de euro pe lună în Moldova. Despre asta urmează să discutăm ca să vedem cât costă fiecare din aceste activități. Indiferent de ce fel de formă ați luat voi freelancing-ul, ați luat că vreți să fiți un angajat bun sau vreți să aveți propria agenție, există servicii pe care ori le veți angaja ca agenție, ori le veți executa ca angajat sau freelancer. Adică poți fi în contextul de colaborare, poți să fii, spre exemplu, la nivel de funcție, da? Și la nivel de venit care poate să-l aduc funcția asta. În principiu, dacă pornim de la bani, dacă unul din criteriile importante, cât noi n-am spune, totuși este câți bani se poate făcut. Venitul lunar a unui freelancer în Republica Moldova începe în medie de la 2 la 8 mii, venitul unui angajat începe de la 5 la 15 mii, și o agenție poate să facă de la 100 la 500 de mii pe lună ca element de posibilitate. Eu nu cred că o agenție standardă poate să facă mai mult de vreo
500.000 tot e foarte mult. Eu aș reduce la vreo 200.000 totuși pe lună. Profit, nu venit, profit, asta bani care îi primești ca dividende sau ca venit minus cheltuieli. Respectiv, în sensul ăsta, sunt mai multe tipuri de funcții pentru care piața este gata să plătească de la 2 la 8, de la 5 la 15 și de la 100 la 2, 300, 400 de mii. Prima funcție care este project management-ul. Dacă noi să dăm un pic în urmă, noi avem așa element ca funcții și noi aveți aici project manager, social media manager, designer, copywriter, traffic manager, story maker sau analytic manager. Câteva cuvinte despre fiecare. Project manager în social media este o funcție veche, dar neîntrebată și acum reabilitată. Asta este persoana care de obicei lucrează în agenție sau ca angajat. Rolul lui este coordonarea de proces activității în social media. El pune task-uri și la copywriter, și la designer, și la media manager. El coordonează activitatea procesului. Social media manager este un soi de creativ director în socialnych sieteach. Adică este un director de creație. Este social media manager, este persoana care face research, el caută pe Pinterest niște idei, el urmărește stories-uri, el postează tot acest element. Câteodată social media managerul este persoana care face texte. Vreau să menționez că acum eu cumva vă dau harta mare oficială. Cu siguranță, și acum o să vă regăsiți zeci de persoane în tot asta, că noi avem angajat în companie, care este la noi și project, social media, designer, copywriter, media manager, contabil, dacă are timp, descarcă furașenca și îi soție sau îi soț, da? Adică noi înțelegem că realitatea asta este. Dar dacă voi intrați în piață, ori vă reprofilați, eu totuși v-aș sugera ca voi să vă focusați pe o anumită rețea socială la început și pe o anumită funcție. Ce vreți să fiți? Project? Sau vreți să fiți social media manager? Sau vreți să fiți copywriter? Știți să scrie bine? Sau vreți să fiți media manager? Una dintre cele mai solicitate și întrebate funcții acum la agenții, în companii și ca freelance. Mai mult la agenții și ca freelance, în companie e foarte întrebată funcția de social media manager. Pentru că companiile care angajează și dau un 5-10 mii de lei pentru un angajat, ei vor ca el să facă și texte, și stories-uri, și să facă și campanii. În companie asta e primit. Ca freelancer, nu. Ca freelancer îți plătești pentru fiecare din aceste joburi aparte. Ca agenție, la fel. Ori te angajezi ca specialist aparte, ori prestezi servicii de copywriting, de campanii, de content, de stories, cumva specifice. De aceea, eu am un sondaj pentru voi la etapa actuală. Asta este o introducere în calea către social media. O să urmeze 10 pași foarte importanți care le scriem pas cu pas, dar colegii mei o să conecteze un sondaj pentru că întrebarea mea este: tu cine ești? Cine vă simțiți voi? Voi sunteți, noi sondajul îl putem conecta, da? Pool este în meniu, este unde asta. Chat-ul este pool. Conectează sondajul ca să nu scriem foarte mult, doar clicați pe butonul, pentru că întrebarea mea către voi este: voi cine sunteți? Sunteți project manager? Sunteți social media manager? Sunteți designer? Sunteți copywriter? Sau vreți să fiți copywriter? Sau vreți să fiți designer? Sunteți traffic manager? Sunteți story maker care se ocupă doar de stories? Analytic manager? Cine voi sunteți? Cine voi vreți să deveniți? Dați-mi un element de calibrare ca să înțeleg cei care au intrat sau vor să intre, cei care vor să se reprofileze sau se gândesc cam cum credeți, în ce voi ați fi bun în project management, social media management, designer, copywriter, traffic manager, targetolog, încă se mai spune, target management, sau story maker, persoana care poate să monteze la telefon foarte repede și lucrează foarte intens pe tema asta. Analytic manager, persoana care folosește data, tot mai multe companii activează acest tip de funcție. Cine voi sunteți? Ce spun sondajele la noi? Rezultatele acolo ce arată? Cine sunt mai mulți? Haideți să votez și eu, pentru că social media mai mulți, ok,
Câte persoane? 32 de persoane social media, dar analytic manager câte? Mi-e interesant. 6. Dar traffic manager? 4? Really? Voi, nimeni de voi nu vreau bani? Ok, bun. Cei care nu au reușit să voteze sau nu votați, scrieți, pentru că eu citesc. În fine, colegi, indiferent de ce veți face în realitate sau cum ați votat, există câteva funcții foarte bine cotate financiar. Asta este prima funcție, asta este traffic manager, este persoana care setează publicitate. De ce este cotată financiar bine? Pentru că și agenție, și freelancer, și angajat, este persoana care poate să aducă instant rezultat. Plusul la traffic manager sau targetolog este că poți să te înveți foarte repede. Copywriting, dacă nu știi să scrii, dacă nu în tine arta de a scrie îdina, nu n-o să o scoți tu de la un training. Da, cineva o să se învețe, dar tare puțini oameni vor deprinde această abilitate la nivel de concret activitate zi de zi. Eu n-am scris niciodată texte, la școală avem 3 la limba română și aici am trecut un training, așa, un intensiv de un weekend și am devenit target copywriter. Nu. Designer mai mult timp. Social media manager, dacă ești ordonat project, dacă ești ordonat sistem, social media, dacă ești ordonat creativ, poți să te descurci în contextul ăsta. Iar traffic manager este cel mai simplu ce se poate de învățat. Mergând mai departe, haideți să pornim la drum și eu vreau să vă povestesc aici o chestie și aici trebuie să faceți concret și repede și tare, pas cu pas, notiță în descoperirea celor 10 pași spre libertatea profesionistă, sau mai bine zis, spre o capacitate mai mare de producere pentru cineva, descoperirea unei noi industrii pentru cineva. Cei care au vrut de mult, ei s-au dus și cursuri au făcut și la noi sau la altcineva, singur învățat în YouTube, probabil voi, o parte din voi se află la prima atingere cu această industrie, adică voi doar faceți cunoștință. Cei care deja știu și asta și, apropo, voi aveți sus în mesaj un link în care puteți beneficiați oricând de ofertă, eu îți vă povestesc despre ea la final, dar dacă cineva știe că nu o să poată să reține până la final și în înregistrare n-a să aibă când să se uite, puteți să clicați pe acest link și să beneficiați acolo de ofertă, eu să povestesc care e fișca cu ofertele pe 25 mai, pentru că voi doar știți că mâine e ziua mea de naștere. Și noi întotdeauna, înainte de zi de naștere, șeruim experiența noastră, în special și cu altă atmosferă. Vedeți că cu roșii, sărbătoare și răsună muzica. Respectiv, clicați acolo și beneficiați de ofertă în cazul că nu o să rămâneți, până la urmă îți vă dau detaliile. Respectiv, 10 pași pe care trebuie să-i treacă orice cine care are necesitate, dorință, prioritate și element important legat de viitorul lui în social media marketing. Respectiv, prima ce vreau să vorbesc, așa, da, au început oamenii să mă felicite, mulțumesc, dar nu trebuie azi, mâine. Ori azi, dacă și faceți, faceți stories și mâine să-l puneți. Pentru că nu e frumos să mă felicitați înainte, mai ales să mă felicitați fără cadou. Asta, în general, e cașunstvă, eu spun că. Respectiv, primul ce trebuie să analizăm, asta este timpul. Da? Primul element pe care voi trebuie să-l luați în calcul, asta este timpul. De ce? De timp vreau să luați în vedere. Este că în activitatea noastră de instruire la miile de persoane care au fost la noi la cursuri, foarte multe persoane n-au răbdarea de timp ca să implementeze foarte multe lucruri. Noi avem în Mentor My Business mulți freelanceri care își dezvoltă propriul business și eu ghidez în asta. Și azi discutam cu Mariana de la Bălți și Mariana spune că, uite, acum implementând
îmi dau seama la nivel de structură, la nivel de, noi am făcut o strategie pe o campanie și îmi dau seama mult, mult mai bine decât cum făceam eu înainte, nici nu știu. Adică elementul vine că timpul este ingredientul de bază, oamenii în vârstă mai zic răbdarea, în care tu poți să implementezi cunoștințele pe care le faci, inclusiv și cele de azi, pentru majoritatea asta să fie patolog, maxim ce acum pot real să facă, pur și simplu să facă acești 10 pași, fără să treacă cursuri, fără să meargă mentorate sau să cumpere nu știu ce și nu știu de la cine. De aceea, notați-vă primul punct. 1. Timpul. Fiți gata, eu să vă spun cât timp, o să vă dau câteva scenarii și voi să vedeți că timpul este elementul care va, dacă nu o să vă grăbiți, veți câștiga mai mult. A doilea element este direcția. Noi despre asta am vorbit, azi am spus nu odată că pentru mine asta a fost un punct crucial, direcția este domeniul digital în general, ca direcție. El este tare vast. El, azi noi vorbim despre digital marketing deja, nu despre doar marketing. Și în digital marketing sunt multe canale și unul din canale este social media și în canalul social media sunt multe pagini, Facebook, Instagram și noi alegem doar una sau două. Adică, respectiv, el tare repede schimbă, de aceea voi trebuie să înțelegeți pe ce veți pune. Veți pune pe TikTok, pentru că vă dați seama că trendul e tare mare și următoarele, voi oricum aveți 24 de ore. Ce veți învăța voi azi? Despre ce? Despre Facebook sau despre Instagram? Despre Adnaclassnik sau YouTube? Despre copywriting sau despre design? Despre project management sau despre client service? Adică care va fi vectorul de care trebuie să mergeți? Deci primele două puncte sunt un pic legate de o etică, dacă vreți. Am înțeles că timpul este ingredientul de bază. Am înțeles că trebuie să ne apreciem cu vectorul de deplasare în contextul de expertiză pe care noi urmează să o înțelegem. Mai departe, ce urmează? Mai departe urmează că primul lucru ce poți face, după ce te-ai apreciat cu direcția dată, este să începi să cauți. Se cheamă punctul follow. Îi zicem noi follow, care presupune că tu începi să cauți ceva despre această industrie. Probabil o parte din voi deja acest pas l-au trecut și acum încă sunt 7, o să vedeți care nu le-ați făcut sau care peste care ați sărit, dar probabil o parte din voi deja ați făcut follow și aici noi vorbim despre faptul că deja în industrie dată lucrează specialiști. Spre exemplu, cineva vrea agenție digitală, caută agenții digitale, să uite cine este fondatorul, au găsit ASAP Digital Team, au găsit pe Alina Flore, au găsit pe Talmazan Dumitru, au început să se uite ce jucători sunt în piața asta, au început să uite ce servicii prestează ei, au început să vadă lumea lor, pentru că în continuare noi un pic ne acufundăm în direcția asta, și încep să analizez viața lor, cum vorbesc, ce vorbesc, în ce direcție merg. După care încep să mergi un pic mai adânc. Îi zicem noi un punct de start în care tu începi să cauți webinare, începi să cauți, poate pentru cineva e că acum punctul de webinar este punctul de start, tu ai înțeles că vrei să și targetolog, ori SMM manager, să te angajezi sau să lucrezi ca freelancer, tu te-ai mai uitat prin piață, ai fost prin social media în culise, Mad Marketers, ai fost prin rețele sociale, ai văzut care este atmosfera, ai văzut webinarul și ai început să cauți un pic mai adânc. Te-ai uitat la YouTube, la anumite canale, niște video-uri, niște stories-uri, tu ai început să faci parte din această lume a social media marketingului. De atât și o leacă de timp trebuie. Pe fiecare punct, apropo, dacă voi o să vă notați minim titlul punctului, eu la final o să dau cât timp trebuie să dedicați ca să fie minim necesarul în contextul ăsta. Respectiv, voi începeți să înțelegeți ce înseamnă industrie dată. Cineva adițional mai învață ce înseamnă vânzări, ce înseamnă NLP, neuroprogramarea, psihologia consumatorului, marketingul, mai începe să mai citească materiale adiționale pe lângă faptul că el citește despre copywriting sau despre public speaking sau despre social media management. Respectiv, după ce el a identificat o listă în follow a eroilor pe care el urmărește, local sau internațional, nu contează. După ce el a identificat sau ea, participanta,
a identificat anumite detalii despre stilul, viața și a dat seama că rezonează cu tempoul care îl are. Sau, spre exemplu, să uite că ăsta lucrează de la zori până în zori și el spune, eu nu vreau așa viață. Deci tu încearcă să urmărești întâi freelancer și pe urmă să vezi, vrei tu și freelancer sau agenție sau angajat în domeniul ăsta. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă numai să faci postări cu psicuțele și să primești 10.000 de lei pe lună. Sau asta înseamnă asta? Vezi, analiza ta ce o să-ți aducă. Respectiv, a cincilea punct pentru un freelancer vital este instruirea. Ideal din lista care tu ai făcut follow, de oameni pe care tu îi urmărești, pe care tu îi admiri, ca experți pe care tu poți să iei ca exemplu, să te duci la dânsă și să cumpere un curs. O consultație, ceva care din prima sursă tu ai ocazia să pui întrebarea. Dumitru, smeri tu agenție? Și Dumitru îți spune, uite, dacă tu vrei agenție de digital marketing, fii de acord că odată, două ori pe an, echipa ta o să plece sau o să te chidănească sau tu o să trebuiască să o concedie sau tu nu vei fi bun sau ea nu va fi bună. Fii gata să ai cheltuieli de 50 la 150 de mii de lei pe lună. Fii gata să prestezi servicii pentru 10, 20, 30, 40 de companii. Fii gata să ai un venit de vreo profit așa curat lunar, de vreo 1.000-2.000 pe lună în primii 1-2 ani și la final de an încă să mai iei încă vreo 2-3.000 de euro ca dividende. Fii gata că business-ul ăsta nu poate să facă mai mult de 10.000 de euro pe lună în Moldova cu o echipă de vreo 30 de oameni, mă tic. Sau vreo 2-3.000 de euro pe lună cu o echipă de vreo 15 oameni. Asta grup îmi srezăm, așa eu arunc, reșind din experiența care eu am. Și tu întreg, eu am vrut că tare 10.000 de euro pe lună. 30 de oameni, dar pe asta dacă 5.000 de lei numai salariile numai 150.000 plus 40% acolo să prindeți vreo 200-300.000, adică eu mă ghenim, mă duc și mă angajez cu 1.000 de euro ca manager și n-am ghemăru fiscul, angajări, reclamă, matrice de produs, marketing, concurență, webinare, adică sarcina poate fi rezolvată diferit dacă tu le accepti. Respectiv, instruirea, tu te duci și iai instruire de la specialistul care rezonează. Știți, mereu spun că există câteodată speakeri care nu-ți plac. Nu din cauza că ți-au făcut ceva. Că ei nică nu ți-au făcut. Dar e ca așa, te uiți și de-amă te enervează. Da? Adică te uiți așa și e ca fața asta, e ca muia mult la dânsa și e ca prea besit. Da? Adică te uiți și besit. Nu l-ai văzut niciodată. Nu ți-au botezat copiii, nu i-ai împrumutat bani. Prostă besit. Intonația, vocea, tăt, tot besit. Respectiv, la așa speaker o să fie greu să asculți informația. Va fi greu să ai încredere și să urmezi pașii pe care o să-i spună ca homework. Dar dacă este invers, dacă îți place, dacă rezonezi, dacă emoțional vă pupați, cum zic eu, și nu numai eu, mai mult zic așa, atunci cursul va fi ușor. Instruirea de care tu ai nevoie va fi mult, mult mai simplă. Respectiv, după ce ai trecut instruirea, tu ai început să înțelegi ce asta este. Noi, din o parte din companii care au fost la noi la instruire, noi am înțeles că o parte din angajați, după asta, n-are sens să continue să lucreze în domeniul ăsta. Pentru că poziția cu care a venit este total diferită de realitatea în care el trăiește și realitatea care real înseamnă social media. Respectiv, următorul pas pe care trebuie să-l faceți, astea sunt acțiuni paralele. De aici începe hard way-ul, pentru că elementul de freelancing desigur înseamnă că voi lucrați undeva, cineva lucrează. Și a spune, m-am săturat de lucrul ăsta, gata, vreau și eu freelancer, mama vreau și eu freelancer. Și se concediază. Și până capte alți clienți, până nu știu ce, până nu știu cum, trece mult, mult, mult lucru. De aceea, una din recomandări pentru cei care vor să meargă în această cale este să nu lăsați universitatea, să nu lăsați jobul, să nu chidăniți pe nimeni, indiferent unde lucrați sau ce lucrați, și să încercați să negociați cu precedenta situație
niște condiții în care să puteți implementați acțiuni paralele, ori faceți-le tare atent și pe ascuns, dar să nu afli, pentru că dacă află, vă concedează spazora. Ce înseamnă acțiuni paralele? Asta este, pe lângă faptul că voi lucrați, luați de la un prieten. Etapa asta la noi, Mentor My Business, este în prima lună. Noi spunem participanților noștri, duceți-vă la tăți cu mătrii în așa șinii, luați paginile lor, pentru că ei ori nică nu fac, ori plătesc cuiva, și încercați o lună, două, să facem promovare noi. Adică Mentor My Business în ședință, eu setez împreună cu participanții, respectiv nu este niciun risc pentru client. În situația celor care acest pas o să-l facă în formatul de dezvoltare, găsiți un prieten care n-a supere sau găsiți o pagină în care voi trebuie să duceți o lună, două, deci lucrați, de deci mai luați un client. Voi doar v-ați instruit, țineți minte pasul 5, voi v-ați instruit, voi știți, vă trebuie practică, vă trebuie primul ingredient, timp. N-are sens, mai eu vă dau vă 10-15 idei cum să faceți campanii și vă arăt unde să apăsați, dar dacă voi n-ați încercat asta, dacă n-ați dat-o în bară, dacă n-ați avut rezultat, puțin probabil că a fost sens mare și cu return of investment instant la nivel dacă tu nu implementezi. Deci acțiuni paralele înseamnă că tu deci, și lucrezi, și înveți continuu și în paralel iei unul, doi clienți din social media. Începi să guști deja mai mult. Începi să dai seama că e mai dulce sau e mai amar. Începi să dai seama că un pic e diferit decât ceea ce ți-ai imaginat tu. Probabil. Dacă mergem în parte de pasul numărul 7, noi îl numim price dumping-ul. După ce tu ai înțeles că, uite, eu de-am jumătate de an, tot lucrez cu social media. De-am tăți cu mătrii și-au ridicat business-ul X5 sau X10 de când eu le fac promovare. E timpul eu să intru în piață. Sau e invers, tu ai un brand 2 încă n-ai experiență. Și dacă tu nu ești nume, dacă tu nu poți, genul, din cauza că Talmazan faci promovare campanie cu 150 de euro sau 250 de euro, să fac și eu cu 250 de euro, că și-i prețul. Probabil ție nu o să fie gata oamenii să plătească 250 de euro. Pentru că ei nu te știu, ei n-au încredere, tu n-ai în spate logotipuri, case-uri. Deci este așa element ca price dumping în care tu poți să intri în piață și, spre exemplu, să dai campanie la 50 de euro sau 100 de euro. La tine vor reacționa, în primul rând, clienți care nu au bani, acei care au bani de obicei nu să aibă încredere în oamenii care vin cu 50 de euro și își costă 250 de euro, pentru că gdeta padvohta este, nu poți și așa că tu cu 50 de euro faci fix cât face o agenție cu 300 de euro. Respectiv, tu vei lua clienți care nu poți duce la agenție, că acolo e scump, ca freelancer. Tu vei intra în piață mai ușor, vei face mai puțin profit, dar vei avea logotipuri. Și aici este momentul care trebuie să luați în vedere. Prima jumătate de an, lucrați pentru nume. Lucrați pentru sine cost și pentru nume. Creați-vă logotipuri ca peste jumătate de an, următoarea lună, vă voi scoste nu 100, dar 150. Și tu într-o lună ai făcut cât 3 luni în urmă, toată luna. Respectiv, nu vă grăbiți, iarăși primul ingredient, timpul, să faci mamu, vreau să fac 500 de euro, 1000 de euro amuia. Tu poți mâine, având abilitatea, spre exemplu, să instalezi un ecosistem corect, având abilitatea să înțelegi ce înseamnă Facebook Pixel, conversii personalizate și ce înseamnă Google Tag Manager și cum se instalează toate momentele astea, poți să vinzi ecosistem de la 500 la 2000 de euro. Noi pe an facem vreo 3-4 ecosisteme de astea. Respectiv, dacă eu pe an fac în jur de 10.000 de euro doar pe ecosisteme, asta înseamnă că imaginează că tu jumătate de an nică nu faci, dar pe urmă, în a șaptea lună, faci un ecosistem 2.000 de euro. Și atunci tu împarți tot asta la 6 luni și ți-ați ies o medie. Mie îmi place aici matematica americană, în care îți calculează salariul anual. Da, desigur că este elementul de unde să iau bani din instruire, de unde să iau bani să trăiesc, îi întreb ceva să trăiesc. De ce și iei price dumping-ul? De ce și intri, măcar cât de cât? De ce și nu te concediezi deodată, dar lucrezi mai departe? Profesor, manager, sale, SMM, undeva, unde îți asiguri 4, 5, 6, 10 mii de lei și tu în paralel iei un client cu 500 de lei, pe urmă cu 1000 de lei, pe urmă cu 3000 de lei, pe urmă cu 10 mii de lei. Și când tu ai ajuns la un venit care îți asigură ceea ce tu câștigi acum, tu deja poți să crești. Sau dacă ai o pernă financiară,
Ești gata 3 luni de zile să mergi în toată direcția asta. Spuneți-mi, vă rog mult, înainte să mergem la pasul 8, dacă are sens și rezonează cu cele 113 persoane care momentan sunt la noi în live, dacă rezonează în general, de la 1 la 100, spuneți-mi dacă rezonează cu voi. Ceea ce zic eu, dacă are sens, utilitate și dacă pentru voi este la temă ceea ce vorbesc eu, sau eu trăiesc într-o lume paralelă în care eu îmi imaginez că chiar pași, că chiar timp, dar spate prost, de luat 500 de lei și de făcut că chiar postări de pe Google, ne pare cu scop, strategie. Dați-mi, vă rog, un feedback. E un soi de, și formatul lec și voi, să vă mișcați degețelele și eu să văd măcar un feedback, pentru că dacă erați în sală, vă ascultam aplauzerile, dar așa aici, măcar să vă văd 100, super, 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 super. Ok. Dacă rezonează la acest punct 7 și dacă rezonează în general contextul în care noi vorbim, faceți cu siguranță minim un screen recording și faceți un story. Stăguiți almazan.md și dați un feedback la webinarul de azi. Noi de obicei avem câte vreo 5, 10, 20 de stories-uri, dar în live sunt vreo 200 de persoane. Și atunci întrebarea mea este, dacă voi vreți să lucrați în social media, și asta și la studenți, adică eu sunt ok, dar la mine este întrebarea asta și eu sunt nevoit și obligat să vă adresez. Dacă voi vreți să lucrați în social media, voi veți promova anumite branduri ale voastre ca expert sau a clienților voștri. Voi veți dori ca clienții să pui like la postare, să facă stories când vin la business-ul vostru, să fac un share, un comentariu. Întrebare, dar voi de ce nu faceți? Când vorbim despre content marketing în cursul Facebook Start, întotdeauna menționez faptul că am impresia că o parte din noi credem că pe partea cealaltă de monitor se află alți proști care au când să dai like, share, că e Dumitru, eu mă ies la volan, eu n-am când, cum e că să fac stories și vrei să dau accident sau Dumitru, că eu îmblu prin casă, fac curat, adorm cu ochii, vorbesc cu vecinul și tu de aici vorghești. Adică nu toți concentrează, nu toți au posibilitatea să facă. Este problema asta, dar este și problematica că te simți incomod, ei cum să fac stories? Nu e că și am, eu fac și să vadă ăștia, followerii mei 300 și ăsta e impact. Dar imaginați că vă faceți un stories și prietenul vostru află prima oară de faptul că există Dumitru Talmazan și care poate să le dea lor content util, mai mult ca atât gratuit. O parte din voi prima oară ați auzit la cineva pe la Olga Manci, prin campanii, pe la Nata Albot, pe la prietenii mei, la mine stories. Cândva și voi ați fost prima oară în contact cu mine, o parte din voi a cumpărat la noi produsă și este extrem de mulțumit că a avut rezultate, o parte voi a cumpărat, dar nu a reușit să implementeze și zice, da, n-am avut când atunci. Adică, ceea ce vreau eu să vă spun este că înainte să creați contentul, înainte să fiți freelancer, social media manager, antreprenor, în primul rând tu ești consumator, în primul rând, cum tu vei acționa, fix așa vor acționa în direcția ta. De ce? Normal că concluzia este, nu uitați, vă stories, ștăguiești almazan.md și almazan school. Noi mergem la punctul 8. La etapa actuală voi trebuie să vă decideți. Dacă voi până acum v-ați decis că asta să fie rețeaua socială, e ca asta să fie expertul sau experția la care eu o să mă dedic și la care eu o să învăț. Dacă voi până acum ați decis care este parte de pași pe care tu îi faci și în ce direcție tu faci pașii ăștia. Elementul care acum tu trebuie să-l faci este să te decizi mai departe. Tu rămâi ca angajat și pleci în freelancing. Mai departe tu rămâi ca freelancer sau pleci în agenție. Mai departe tu ești în general din altă industrie și pleci în freelancing. Adică tu nu mai poți combina. Dacă am avut precedentul sfat în punctele precedente că tu trebuie să te gândești
și să nu faci, deodată te-ai concediat și te-ai dus în freelancing, să te duci în agenție. Acum este etapa în care tu deja ai 2, 3, 4, 5 clienți, tu ai avut experiență și pozitivă și negativă. Tu ai simțit banul, deci ți-o plătit pentru faptul că tu ai livrat un produs. Dacă ție ți-o plătit, înseamnă că asta se poate de repetat. Faptul că tu nu o repezi des, înseamnă că este undeva problemă. În tine, în client, ca grad de mesaj pe care tu îl transmiți. Respectiv, aici este etapa în care voi trebuie să acționați ferm. Întotdeauna să fie o chestie de asta, da, dar nu știu ce-a și, dar e și stabilă, angajare, nu știu ce-a și în zona asta. Mereu va fi un nivel care tu nu știi. Și la nivelul acela sunt alt tip de oameni, alți clienți deseori, și acei prestatori beneficiază de cei clienți care au avut curajul. Au avut curajul să riști și odată acolo nimeni nu era. Dar au avut curajul să riști și acolo era cușul sau era alt tip de lucru, alți clienți cu alte cecuri, cu alt buget, cu altă abordare, cu alte așteptări. Deci, în primul rând, cu siguranță, tu atragi la tine energia oamenilor ca și tine. Deci, schimbă-te în primul rând tu ca viziune și decide-te. Aici, în momentul de decizie, este că cuvântul cheie este concedează dacă lucrezi, cuvântul cheie este crește dacă ai stat așa, ai un client așa 200 de euro, tamanul 100 de euro plătesc camera și încă 100 de euro mănânc, e normal. Eu tătă zău îmblu și pot să lucrez simplu. Deci elementul de decizie este acum gata, o terminat, doi clienți și 100 de euro. Tu crești la cecul de 500, 800, 1000 de euro pe lună să-l faci minim în Moldova. Cine este internațional acolo un client e 1000 de euro. Respectiv, pasul nou este creștere. Aici probabil este cel mai complicat și aici dacă să facem așa o pâlnie de marketing, la etapă nouă foarte mulți cad. Deci, dacă sus, la etapă pasul 1, te zic, da, timp avem, pentru merg, da, vreau un Facebook, da, la etapa nouă, când tu spui, stai, tu ai trecut un curs, tu ai trecut a doilea, trebuie și a treilea, și a patrulea, și a cincilea, și trebuie să mai repet și primul încă o dată, pentru că te credeai că țineai minte, nu mai ții minte. Creșterea continuă este pentru că industria se schimbă, tu uiți, eu îmi amintesc, calea mea către certificarea Facebook-ul durat vreo 2 ani de zile. Nu din cauza că asta e așa de mult, dar din cauza că eu așa de tupiem este în engleză așa o frază, da? Pentru că eu dedicam foarte puțin timp, ba, pe 1 ianuarie când luam agenda, spunem gata, în ianuarie, o luni de zile, cât e 10 lecții pe zi, acolo e simplu, ca și cu școala auto și cu restul chestiilor. Și pe urmă te desimpli peste o săptămână, și parcă n-ai forță. Și pe urmă, până n-am zis că viitorul meu ca cec, viitorul meu ca tip de clienți, viitorul meu ca expert, nu poți fi până nu este certificarea Facebook. Pentru că asta este unul dintre pod care eu pot să le fac și a fost o verificare mea personală. Deci creșterea presupune că tu trebuie să crești și ca clientelă și să crești ca proces și deja poți să ai și un landing page, poți să ai și un asistent, poți să mergi în zona asta punctului 9 și 10 de creștere și dezvoltare continuă, este elementul de posibilitate în care tu pe proces ai pus tot, tu ai pus landing page-uri, ai pus deja CRM, pentru că dacă înainte tu la doi clienți nu-ți trebuie CRM, amoi la tine vin câte 3, 4, 5 solicitări pe săptămână sau pe lună și atunci tu pe an ai 5, 10, 100 de clienți și acești clienți nu-ți decid atunci când se adresează la tine. Acești clienți decid pe măsură ce trăiesc, respectiv omul care ți-a scris în ianuarie poate să cumpere în aprilie, el 4 luni undeva stă și dacă el stă pur și simplu în cap la tine în Excel sau în carnețel, asta e rău. La o anumită etapă trebuie să fie un CRM simpluț care costă 300 de lei pe lună, dar care ține pe pâlnii toți clienții la nivel de activitate. Respectiv, tu înțelegi că creșterea ta nu este o problemă, tu înțelegi că tu poți, tu vrei, tu știi, ea este inevitabilă, dezvoltarea continuă a industriei este evitabilă, serviciile care costau 20, 30, 40, 50 de euro mai scoste 100, 200, 300 de euro, pentru că creșterea ta crește brandul tău și cresc serviciile tale. Și acum cea mai importantă întrebare, toate aceste 10 etape, cât timp vor lua?
cât timp vor lua aceste etape. Aici, dați sunetul mai tare, opriți muzicanță și luați pixul și notați-o, pentru că de aici, dacă vă aranjează cifrele, welcome to digital world, indiferent care cale nu veți lua. Dacă vă uitați și ziceți, atunci alte cale, din 100, nu poate 35 să găsească alte cale. 90% precis este calea asta, 100%. Asta deja este prin mii de oameni care au trecut prin cursurile noastre și în comunicarea mea directă, uitându-mă la evoluția lor. Pasul 1, maxim o lună, 2. Pasul 1, 2. Deci tu trebuie să te apreciezi pe partea de timp, cât timp tu vrei să dedici, vrei să dedici jumătate de oră, o oră, tu înțelegi că trebuie să dedici mai mult, cât timp tu vrei să dedici la industrie dată. A doilea pas, să te apreciezi, respectiv tu într-o lună de zile poți să te concentrezi și să-ți răspunzi la întrebarea, cât timp eu vreau să dedic la social media și ce fel de expert în ce rețea socială eu vreau să devin, da? Maxim o lună. Eu cred că, pur și simplu, să stai la o vorbă cu tine, rezolvi întrebarea repede. A doilea moment, ține o lună, două. Deci a doua zonă de research în care tu cauți cine mai lucrează în industria asta. Concurența directă, concurența indirectă, speakerii, tu înșeți să le scrii, înșeți să participi la webinarele lor gratuite, înșeți să cumperi un curs ieftior de 3 euro, permite 10 euro, de 50 de euro, o consultație personală, tu începi să interacționezi cu dânsul, respectiv o lună, două, ți-ați iei timp ca tu să guști 1, 2, 3, 4, 5 și spui, egoista заходит, да, egoista заходит, cum vorbește, și vorbește, cât de adânc, cât de complicat, cât de simplu, cât de interesant, cât de interesant, monoton, nemonoton, fiecare are un parametru după care decide. La voi la școală, precis, sunt profesori care vouă vă plac și studenți. Sau cine a fost studenți? Era Galina Petrovna sau Larisa Vasilievna și nu ne place prostă pentru că ona bila ona. Nu din cauza că ei cumva era mai deșteaptă ca alți profesori, pur și simplu că modul ei era clasnic. Pasul 5, maxim o lună, pasul 6, 7, 8, maxim 2 luni, pasul 9, maxim 3 luni, da, vă amintiți perioada asta de creștere, perioada de testare, perioada de pasul 10 continuu, deci elementul de dezvoltare la tine continuu, elementul de decizie, tu după 3-4 luni de zile de activitate, dacă le faci ca după carte, tu deja trebuie să înțelegi, tu ești în direcție de social media sau nu. Cu alte cuvinte, dacă să iau toată masa de experiență oameni care au trecut prin mâinile astea de aur, atunci realitatea se bazează pe trei estimări. Prima estimare este că am văzut în viața mea oameni care au reușit să facă asta de la 1 la 3. Toate aceste 10 etape foarte puțin, dar au reușit să facă de la o lună la 3. Chiar avem și în programul nostru Mentor My Business, care după 2-3 luni de zile deja au și clienți, deja lucrează și fac și bani. Există o medie standardă care e normală, care o să o facă majoritatea din voi, asta este 6-10 luni de zile. Asta este etapa în care, dependență de în ce job voi lucrați și cu ce combinați, independență și caracter voi aveți, cineva e mai băgășos, cineva e mai analitic, cineva, dependență de industrie în care voi să vă băgați, a să fie o realitate, respectiv 6-10 luni fiți gata să vă integrați ca să aduceți o relevanță. Există puțin, dar există, care să facă asta în vreo 2 ani de zile, cum am făcut-o eu. Dar eu am făcut-o pentru că nu era ghidaș, pentru că nu era așa băiețel bravo care să vă povestească tot pas cu pas, mură în gură și trebuie de făcut. Noi singuri în rusă este așa termen, metoda întâca, apăsam, citem, vedem, analizam, căutam, feeling-ul avem că trebuie să pată în direcția asta. Dacă peste 12-24 de luni la voi nu-ți prinește, ăta ne fă eu. Nu faceți asta. Nu faceți social media. Dacă voi treci 6-12 luni și voi tupiți la fraza CTR și voi nu înțelegeți ce e asta. Dacă voi vă întoarce când cineva spune fă un research, analize concurenței și tu iar research, iar concurență. Și cineva spune trebuie făcut 3 postări pe zi, pe TikTok sau 10 stories-uri pe Instagram și tu 10 stories-uri. Adică dacă tu reacționezi la creația social media
agresiv și nu-ți place asta, fugi. Ori schimbă-ți, du-te în project management, du-te în social media, du-te în analitică, du-te în targetare, du-te în directrism, dacă ești project bun. Adică nu poți să fii eficient, așa asta ține de orice job, nu doar de social media, atunci când o faci pentru că trebuie. Dacă tu o să treci de aceste etape, la tine în cale o să apară așa tabele care să calculeze eficiența per client, care să calculeze eficiența per venitul per tip de client. Spre exemplu, asta este unul din rapoartele noastre, nu știu, de an trecut, probabil, pe anumite nișe de produse și vedeți, sunt, spre exemplu, clienți care au adus mai mulți bani, dar sunt tare, tare, tare mărunței. Respectiv, tu nișezi clienții și îți dai seama că acela care îți aduce mulți bani trebuie să aibă multă atenție, mai multă atenție, dacă mai puțin, înseamnă că o cumpărat mai puțin și înseamnă că nici atenție nu-i trebuie și tu trebuie să știi momentul ăsta. Ai rapoarte, ai diferite rapoarte, deci tu trebuie să deja să operezi cu elemente de predictibilitate a vânzărilor, de conversiile în vânzări. Asta este după 6-10 luni de zile când tu înțelegi că tu vrei să faci nu și 100 de euro, dar vrei să faci 1.200. Dacă vrei să faci 1.200 în Moldova, tu nu poți prosto duri să ții în carnețel 3 clienți și așa, cine a să vină, atunci a să vină. Nu, tu deja trebuie să pui pe un sistem, probabil tu ești freelancer și ai încă și un ajutor copywriter și un ajutor designer. Pentru că tu nu poți fi bun în tot. Așa, calea mea cel puțin a fost. Tu deja ai de operat cu parametri cum ar fi Asana, Trello, în care tu duci clienți, tu duci evidența procesului. Respectiv, dragă audiență, stimați prieteni, unul dintre punctele importante după aceste 1, 3, 6, 10, 12, 24 de luni, când tu ai trecut o cale de la instruire, conștientizare, până la primii pași, până la procesul în care tu ai renunțat la viața precedentă și ai spus că eu vreau să fac aici performanță, până la faptul că tu ai investit în instruire, în consultanții, în cunoștințele tale, ca pe urmă să le vinzi mai scump de 2-3 ori de zile. 2-3 ori de zile. De moane. Așa că îți duci și cu cuha. De 2-3 ori mai mult, când tu ai înțeles că pașii ăștia 10 sunt must have și tu primești plăcere de la dânșă. Așa cum eu primesc plăcere de la asta, că vorbesc acum cu voi, nu contează când sunteți 100 sau 130 sau 40, în dependență de temă, în dependență de activitate care voi sunteți. Fiecare de voi acolo e un om personal. Cineva chiar și-a anulat anumite planuri ca să se uite la webinar. Deci nu se poate decalculat doar în cifre. Și asta e că tămâncă, postările voastre nu pot să aibă like-uri, paginile voastre nu pot să aibă follow-uri, adică v-o dat 10 oameni like și vă spuneți postarea nu-i bună. Adică ceva cu acolo realină, o spus pricolină. De ce? Când noi începem să facem social media, noi trebuie să mergem în adâncime. Dar vine așa moment când tu vrei mai mult. Dar tu nu poți mai mult. Adică dacă cineva deja este în social media, vine, va veni precis. Să nu credeți ca să vă treacă cu vederea. Vine momentul când tu vrei mai mulți bani, dar tu nu poți să scoți mai mulți bani pentru că modelul după care tu lucrezi este limitat. Un freelancer e limitat, un angajat e limitat, o agenție e limitată. Fiecare are limita lui în dependență de tipul, de funcții care îl aveți, în dependență de piața în care voi vă desfășurați, în dependență de mozgul șefului, directorului, de tine mă refer. Pentru că tu creezi produs, negociezi și te vinzi ori cu 3 lei, ori cu 20 lei, e decizia ta. Respectiv, în acest moment, când tu atingi acest prag, vrei mai mult, trebuie să schimbi modelul. Care sunt limitele care le-am întâlnit în activitatea mea și în activitatea celor care consultăm și în activitatea celor care colaborăm? Pentru că cea mai importantă întrebare asta este câți bani eu vreau să scot. Câți bani voi vreți să scoateți? Haideți să facem așa. A este angajat. C, asta e companie, agenție. F, asta e freelancer. Scrieți litera și suma pe care voi ați vrea să o scoateți acasă, să o duceți în fiecare lună. Orică lucrați, și asta înseamnă cât real scoateți,
Ori că voi planificați să lucrați în industria asta și voi vă gândiți că, nu, eu cred că și normal ar și scoate ca și puneți suma în euro. Da? Punem că asta e agenție, cine e agenție sau vrea agenție, pune că și suma, fă-i freelancer, fă-i și suma și A este angajat în social media și suma care o scoateți sau credeți sau vreți să o scoateți. Iuliana, fă A sau C? C? 4K? 4.000? Sau asta e C companie? Așa. Iuliana, haideți, vă rog mult, chiar vreau să înțeleg cum voi vedeți lucrurile. Pentru că freelancer 2.000 de euro, ok, freelancer 5.000 de euro, lire, asta ala e din Londra, freelancer 1.000 de euro, C, aha, companie 4.000 de euro, aha, am înțeles, 4.000 angajat, F-A 600 de euro, freelancer 1.000 de euro, freelancer 1.000 de euro, companie minim 2.000 de euro, freelancer 3.000 de euro. Vă închipuiți companiile care citesc freelancerii vor 3.000 de euro, dar compania vrea 2.000 de euro, și adică eu, oficiu, angajați, m-am sătat și eu 2.000 sper, dar ăsta n-are nici o tiufă mică și el face 1.000. Sunt oameni care creează branduri, sunt oameni care fac bani. Eu sunt om din prima categorie. Eu, dacă ar fi pentru bani, eu cred că aș fi un freelancer care ar face poate și 10.000. Dar eu zbolnav cu ideea de echipă, logotip, să lăsăm urmă, urmă. Da, urmă. Monument, variante de astea. Freelancer, 15.000 de euro. Ana Maria Balan. Respect, că minim viziune sper că este și cu da. Ok, bun. Cei care au răspuns și mai răspund, mersi mult pentru feedback. Eu vă voi desena perspectiva mea, perspectiva care, repet, este valabilă pentru Moldova. Dacă vorbim de internațional, dependență de SUA, asta e X3, UK, asta poate fi X2, X3, în SUA poate fi și X5, în dependență de, da, X înmulțit la 5, cifra care eu vă arăt. Respectiv, dacă noi vorbim de profitul lunar pe care tu poți să-l scoți ca freelancer, atunci viziunea mea este următoare. În primul an de activitate, sumar pentru 12 luni, într-o lună mai puțin, într-o lună mai mult, tot depinde de direcția asta, o medie ar fi că tu poți să faci de la 1 la 2.000 de euro. Dacă tu faci toți pașii corect, dacă tu ești bun, ai săpat, ai învățat, ai ales corect mentor, ai ales corect industria, spre exemplu, tu poți să iei project și tu probabil în project nu o să faci banii ăștia, poți să iei media, o să faci, social media, o să faci, ca angajat, nu știu, puțini angajați acum în Moldova ar fi să fie gata să plătească 20.000 pentru un SMM-șic. Foarte puțini companii, doar niște holding-uri și tu ești tare crasavcic, dar dacă tu ești tare crasavcic, pe ce să vrei agenții? În a doilea an de activitate, este real să ridici la un profit de 2-5.000 de euro? Și a treilea, cincilea an de activitate, bănuiesc că deja tu nu ești freelancer, dar ești o mini-agenție, și atunci profitul tău poate să ajungă de la 5.000 de euro în sus. Freelancer în Moldova, nu cu clienții internaționali, nu cu site-urile de freelancing și restul, clienți de-a noștri, să faceți promovări la business-ul mediu și mijlociu, maxim poți face vreo 1.000-2.000 de euro pe lună. Cel mai des întâlnim 500 de euro. Asta sunt freelancerii care sunt la început de cale și în prima jumătate de ani de zile, 500 de euro e foarte ușor. Dacă tu faci campanii, spre exemplu, publicitare, da, dați să vedem ce să vindem ca să vedeți ce ai putea să vinzi. Spre exemplu, o să vă arăt prezentarea agenției noastre, prețurile sunt reale, cum noi vindem, voi ca freelancer puteți în jumate sau dacă sunteți tare îndrăzneți și bun specialist, puteți fixa și să veniți cu prețurile astea. La noi agenție este în grilă 4 produse, noi avem strategii social media, noi avem campanii, avem producție video și metrici. Produsul de bază la noi sunt campanii. Dacă vedeți, nu este contentul. Da? La noi nu este strategic să vindem postările, pentru că postările trebuie de postat 2-3 postări pe săptămână. Pentru dânsele cheltuie 6 angajați lucrează la o companie care postează 12, 13, 14, 15 postări pe lună și eu pot să iau maxim 2-300 de euro.
Adică 300 de euro ca să lucrezi 6 oameni. Există campanii și niște oameni, un manager nu poate să duc mai mult de vreo 5 branduri. Respectiv, eu 1500 de euro ca să lucreze un manager cu 5 proiecte și, ok, copywriterul și designerul poate să lucreze pentru alt proiect. Dar adică nu e rentabil. La freelancing e rentabil. Tu ai luat un brand, el ți-a dat 300 de euro, tu îi faci postări și campanii și stories, ai luat 3 branduri, ai 900 de euro. 3 branduri, lihco, tătă ziua, umbli pe la dânșă, faci ce vrei, 900 de euro e destul de real. Respectiv, la noi avem campanii Facebook, la noi este 5.000 de lei pe lună fără TVA, noi avem postări, 4.000 de lei pe lună, asta este 5-6 postări pe lună, avem strategie digitală de la 8.000 de lei pe lună, noi participăm în companie săptămânal cu coordonarea activității digitale, multi-channel, avem business manager, la noi costă 4.000 de euro, metricile Google Tag Manager costă 4.000 de euro, ecosistemul și analitica costă la 10 la 40.000 de lei, producția video avem și gata, hai să fim prieteni. Adică elementul de produs pe care voi o să-l vindeți cu siguranță va fi unu, cât piața este gata să plătească, doi, cum voi, la ce voi vă percepeți. Eu nu vând social media postări din cauza că eu slab în asta. Nu, gen, eu pot să fac strategie, eu pot să gândesc idee, dar eu sunt ujasnă la copywriting. Mie nu-mi place să fac design. Deci, dacă eu aș face postări, ele ar fi oribile. Postările mele ce își chiopătează, îi din eu, da? Dar încă să mai fac pentru client și să-mi plătească, de ce eu am mers modelul să angajez oameni. Însă, în strategie, e ca crâbă, vede. Adică să gândesc, să analizez, să planific tabele, rapoarte, Excel-uri, De ce eu n-am putut altceva face decât să creez agenție, pentru că eu înțelegeam că eu nu voi putea face bani prin a posta, făcând postări. Eu voi face un sistem în care să angajez oameni acolo unde eu sunt slab și eu voi face parte de vânzare și parte de strategie și analitică. Respectiv, voi acum trebuie să vă decideți. Și întrebarea pentru voi inclusiv este: ce urmează? Cum credeți? Care este următoarea etapă? Adică, ce trebuie să se întâmple mai departe? În ce direcție trebuie să meargă calea în comunicarea noastră, post-curs la voi? Ceea ce vreau eu să vă promit și să vă inspir, susțin, îndemn, este că dacă vouă vă plac oamenii, atunci social media este pentru voi. Mai mult ca atât, este pentru voi la nivel de proces creativ. Content marketing, strategie, postări, storymaker. Dacă vouă vă place procesul, atunci voi puteți merge în zona de analytic management, targetolog, project management, social media management. Da? Adică, depindeți cine voi sunteți. Cu siguranță, pașii ăștia voi probabil i-ați trecut fără să știți, ori pe sărite, dar va trebui să-i treci toți. La o etapă anumită noi toți am privit către cineva și am spus că băi, ia și pricol, ne-a spus și pe ăsta, dă să-l urmăresc să văd ce mai faci și el. Și tu când te uiți și te uiți, o, ia pricol, la Talmazan faci webinare, poți să fac și eu webinare, dar eu tot vin servicii de dânsul. Eu uite cum el așa, prezentare, a făcut cic, 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 pac, pac, și se, e că fac și eu webinar, 100 de oameni mai se uită și pe cineva, da, să-i placă cum eu vorbesc și să vând. Dacă eu îmi cumpărat la Talmazan pe webinar, poate și alții să cumpere la mine prin webinar. De ce acest insight nu poate și unul corect, logic și la temă? Respectiv, pentru toți cei prezenți, avem o ofertă exclusivă. Exclusivă. Specialne predlăjenie. Prima, asta este, uitați-vă ce imagine bățoasă am făcut noi la nivel de design. E cum am făcut? Am descărcat-o din Google și am pus talmazan.md. Asta este Instagramul meu. Dacă voi întâmplător mă urmăriți pe mine pe Instagram, sănătate, pași și să aveți de tăte și precis așa și așa. Dacă nu, nu ar fi păcat minim să nu dați un follow din inerție. Însă dacă serios, cei care mă urmăresc, ați observat că noi în ultima perioadă facem foarte multe mentorate. Noi avem în jur de 20 de proiecte care noi îi mentorăm în programul Mentor My Business. La voi acuși o să apară un butonaș, el este despre altceva. Însă, cei care au privit despre mentorat și cei care s-au gândit că ar fi interesant, aș vrea și eu, scrieți pe talmazan.md.
în Instagram. Scrieți un mesaj, Dumitru, vreau o consultație pe mentorat. Asta este prima oportunitate prin care noi putem cu voi să discutăm. Pentru că mai departe o să fie o ofertă pe curs legată de ziua mea de naștere, v-am spus, 26 mai, zi importantă Republica Moldova, respectiv, până atunci, cei care vor reacționa la oferta de mentorat și mi-o scrie în Instagram și vor lua o decizie minim de strategie săptămâna asta, am o ofertă exclusivă pentru voi pe Mentor My Business. De fapt, programul costă 6.000 de euro pentru jumătate de an de zile, în care noi ne vedem săptămânal cu voi, voi beneficiați de instruire, tabele, strategii, campanii de marketing, luați clienți, noi vă ajutăm, întrebați cursanții noștri cum îs, vă dăm numele telefoane, puteți sunați, amuia, Maria Ana poate să iasă în față și să vă zică că e să uită mă aici cum Talmazan face webinar și să vă zică cum e asta să particip la Mentor My Business sau Anișoara sau proiecte, avem Repromedo, avem Mel Telecom, avem Art Granito, avem diferite proiecte de companii și freelanceri care participă în cadrul programului Mentor My Business. Deci pentru cei care ar vrea, vor să afle mai multe sau se gândesc, scrieți-mi în Instagram, Dumitru, vreau despre Mentor My Business. Ceilalți care nu au treabă cu mentoratul, nu vor să fie un freelancer în 2-3 luni de zile să-l ajutăm, sprintăm, să câștige banii mai repede, ori cunoștințele mai adânc, mai profund, au nevoie de asta, o vârguță au nevoie alături, care să îi amintească în fiecare săptămână de 2-3 ori bună ziua, cac de la. Cei care nu vor și vor să treacă anumite instruiri, iar au trăgănat-o din diferite motive, uitați-vă ce slide am eu, scoatem tehnica, opa! 33 de ani, 33 de reducere. Noi avem 33 de procente pentru toate instruirile marca Talmazan School valabile cu programare la nivel de completați formularul, vă apără butonul cu oferta de înregistrare. Oferta noastră este una foarte simplă. Cursul Facebook start în loc de 99,66 €. Observați și cifră, 99 am întors și 66. 33 am întors și este infinitul. Deci este o magie complexă azi la noi în cadrul ofertelor. Avem următorul curs, este cursul Instagram, la fel, 99,66 €. Poza o întoarceți cum vreți. Deci aici, pentru cei perverși, cum vreți, 33 de euro reducere, 33 de ani are Dumitru Talmazan, 33% reducere pentru cursul de Instagram, 66 întors invers, 99, adică a fost 99, l-am întors invers, 66. Dacă ați înțeles, nu, dacă da, da. Respectiv, cei care se înregistrează beneficiază de oferta noastră exclusivă. Avem și un combo, cine nu a fost nici la Facebook, nici la Instagram. Recomand 132 de euro, aici de-am unui magie, dacă întorci 98 nu spune 132, dar cu 33% reducere prindeți 132. Eu parcă sunt la Telebingo Show, știți aici care la Top Shop. Și dacă era verde, pui liniene, hop, hop, hop. Respectiv, zicem noi de fiecare dată că argumentul nostru sunt participanții pe care voi puteți să-i sunați, să-i întrebați. Eu, apropo, am și o sesiune de întrebări-răspunsuri pentru voi dacă voi aveți întrebări legate de tema de azi, dacă aveți întrebări legate de social media, de cariera voastră în digital marketing. Cine vrea să angajeze ca marketing manager, marketing director, sunați, scrieți, cine vrea să lucreze, cine vrea să se promoveze, cine vrea să facă un sprint, s-o gândit, tax, eu vreau anul ăsta, vreau 6-7 mii de euro să fac în 12 luni de zile. Tipa vreo 700-800 de euro pe lună. Investind în programul Mentor My Business, tu poți scoți banii și să faci încă vreo 3-4 mii de euro deasupra. Ce primești? Primești săptămânal întâlniri cu mine, iei clienți din prima lună și noi împreună setăm publicitatea, împreună facem analiză. Dacă nu, dezvoltăm abilitățile tale unde tu ai gap, la analitică, la promovare, la structură, la strategie de preț, strategie de piață, strategie de produs. Ai probleme cu Facebook-ul, ori cu respectiv
Noi, neavând ce pierde, noi putem să vă consultăm pe toate direcțiile. Avem în echipă și oameni care au tipliță, dacă vă trebuie lidare și în vânzare și niște răsadă. Dacă ceva, dacă cursuri nu vreți, măcar răsadă cumpărați. Așa că scrieți în Instagram Lidia Murgoci și la Telenești, cine-i tare bună răsada, Volgogradca se numește patlazica. Eu am fost la Sărăta Galbenă de mult și m-am uitat și ieșit, apropo, ieșit așa mărunțele de-am... respectiv, dacă mai în glumă, mai în serios, mâine ziua mea de naștere, așa că eu deja sunt distrat, sustras, distrat. Aștept cadouri, aștept flori, nu știu ce mai aștept eu, mesaje, follow. Nu, dacă oamenii ceva vor, trebuie să le dăm. Atât pentru astăzi, dar înainte de asta, nu uitați să faceți un screen, un tag, un share, să vă împărtășiți de unde din Telenești. Din Telenești, cum se cheamă satul? Lida, cum se cheamă satul? Din Telenești. Eu noaptea m-am dus încolo după răsadă, așa că eu nu țin minte. Respectiv, cei care au întrebări, nu ezitați să-mi scrieți în Instagram vis-a-vis de Văsieni, Văsieni, Telenești Văsieni. Să-mi scrieți în Instagram dacă aveți întrebări legate de partea de Facebook, partea de Instagram, partea de digital comunicare. Dacă doriți să beneficiați de ofertă, colegii mei acuși o să stângă oferta și încă o dată să o pornească și să apară un butonaș albastru unde voi puteți beneficiați de oferta de 33% reducere, voi puteți să beneficiați de ofertă mai mare. Dar aici trebuie să așteptați ziua de naștere de la anul, asta am 34 de ani și înseamnă că reducerea să fie de 34%. Aproape este posibil să primiți cursurile noastre gratuit. Două condiții pentru asta trebuie. Prima, să așteptăm 99 de ani și eu să trăiesc până atunci și promit la 99 de ani moșul Dima, lustră nepoții voștri, să vă dai cu 99% reducere. Până atunci, 33% reducere, o sănătate Nia, din toți banii donați vom cumpăra cadouri lui Oscar și Oliver și mâncare. Respectiv, m-am bucurat să vă văd în formatul de... Fă-mă mai mare, așa că eu parcă stau în pătrățel acolo, mititel, fă-și și mult, хорошо vă должно быть много. M-am bucurat să vă revăd în acest webinar. Sper mult că pe lângă ha-ha-hi-hi, voi ați luat și cei 10 pași, ați luat și acest vector de capacitate. O să luați o decizie corectă, indiferent care ea va fi. Să învățați cu noi ori fără noi, indiferent dacă voi vreți să faceți rezultat, voi trebuie să faceți anumiți pași. Cât mai mulți specialiști corect în piață vor fi, cu atât mai bine vor fi setate campaniile, comunicarea. Cu atât mai puțin bani o să cheltuie eu în 2D, pentru că voi n-ați setați prosto 865 babah 100 de euro și ați luat din audiența mea care era pentru mine bună, dar voi prosto dure ați aruncat peste dânsa. Deci o să fie cultura de consum a digital marketing va fi mai corectă. De ce? Eu cred că minim în zadar nu a fost tot asta. Dacă voi ați înțeles un pic mai bine și asta freelancing-ul și că asta nu e cea mai veche profesie din lume, freelancing-ul ăsta e nu de mult și e mult mai safe și nu trebuie teste, e cu posibilitate dacă ești brăvuț, e cu bani, dependență ce înseamnă bani pentru tine. Pentru majoritatea mămicilor, 3-500 de euro dedicând o oră, două pe zi este mult. Pentru majoritatea tinerilor care dedică 8 ore pe zi și fac și 200 de euro este puțin. De aceea voi decideți. Freelancerul este un liber profesionist, dar cuvântul cheie este profesionist. Pentru că liber poți și tormos, dar tot e liber, da? Chiar dacă frânezi. Respectiv, în sensul ăsta, vreau doar să vă spun succes. Sexolog.md. Asta și ceva, vreo ofertă este. Așa, mulțumim mult, mă bucur că ați rezonat și am zis de suflet să aveți o seară extraordinară. Ne vedem la alte webinare, ne vedem pe paginile noastre. V-am pupat, v-am cuprins, sau cum se spune acolo, have a nice.